Hei, salutare, dragi prieteni, am revenit la Porumbel Show. Și înainte de a începe, v-aș ruga să dați un like și să vă abonați, că nu sunteți abonați. Da, deci acolo avem pui de anul acesta, care zboară destul de ok. Înăuntru am prins ăștia maturi, bătrâni, și nu i-am lăsat să zboare. Acum mă uit aici pentru că văd unul care zboară mai ciudat. Deci stai să vedeți. Îl vedeți? E singur, a zborat. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Cum vedeți, la fel zboară singur. Poate să aibă ceva probleme sau să nu fie de-a meu. Da, aici sunt porumbei de la matcă. Da, mulți nu mai sunt, deoarece am încercat să le dau drumul să-i învăț. Am învățat câțiva, 2-3 s-au dus. Da, în rest pui nu mai sunt aici. Nu mi-au plăcut pentru că nu creșteau. Cum a intrat boala în ei, n-am mai crescut. Și da, am decis să elimin și să las ceva mai bun în locul lor. Da, acolo, nu știu dacă se vede. Nu se vede cum trebuie. Da, este tot un porumbel care a avut tot probleme. Dar nu știu de ce nu vreau să zboare. Ceva sunt obosit de dimineață. Da, dar totuși dacă nu vreau să zboare, o să le dau drumul și la maturi, ca să mai zboare și cu maturii. Deci e antrenament dublu. După ce se obosesc puii, o să zboare și maturii. Așa se antrenează mai bine. Dacă mai maturii nu prea vreau să iasă. O să iasă încet. Da, deci cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal.